Ioană nu a ajuns acasă la timp, cele două bahmuțence dau un bob. Nu, nu ca să afle dacă o fi pățit ceva bărbatul casei, ci ca să-și mai omoare nițel timpul. Să rămână, Adriana. Pupa. Pupa. Bună seara, mamă soacră. Seara, matale, ca mea s-a stricat de când te-a văzut. Hai că ești nesimțit. Te rog să mă ierți. Uite, dacă vrei, poți să mă pui la colț, să stau pe coș de nucă și așa poate nu te mai văd și-o vreo 5 minute. Prigoana! Prigoana, glume de parlamentar. Glume, glume, mama sacră, dar lasă că mă pedepsește destul Dumnezeu pentru glumele astea. A, da? Păi da, ai făcut infart. Ai, mămica! Pe lângă faptul că te văd în fiecare zi, mama sacră, infartul e o binecuvântare? Ei, goară, dar ești nesimțit! Gata, iartă-mă, Adriana, iartă-mă. Bob. Ce ați mai făcut voi astăzi? Ceva interesant de povestit? Mai nimic, așa. Așa am dat și noi, Bob, mai una, mai alta. Dar tu? Ceva interesant la Parlament? Dacă dosare plictiseală vrăjeală. Ar fi ceva, dar e cam secret și nu pot să vă spun. Da, zi-ne, Prigo, și noi, și vei cât suntem de... discrete. Hai, ce-ți mai place să faci pe interesantul? Nu fac pe interesantul, mama soacră, sunt interesant. Sunt o persoană interesantă și mai ales specială. Că dacă nu eram special, te zburam afară de noi. Hai, Prigo, dar ești chiar nesimțit. Zi, dragă, mai bine, care-i secretul ăla? Dragă, nu spun decât dacă pleacă maică ta. E foarte bine! Foarte bine! Nici nu am să te rog... să mă rog să rămân. Eu am treburi mult, mult mai bune de făcut. Te cred, pe cuvânt, hai, Valea, șterge-a. Mai Adria... O iau mai ușor așa, că mă doare spatele. O zi, dragă, o dată. Băi, Adriana, eu spun, dar n-ai voie să spui la nimeni. Da. Mai ales la maică ta n-ai voie să spun. Dar nu spun, dragă, zi una la secretul. Băi, Adriana... E nasoală de tot. Ne confruntăm cu o epidemie nasoală, nasoală de tot. E secret de stat. De-aia n-am voie să spun. Dar ce epidemie, dragă? Dragă, e un virus care te atacă, știi cum? Te omoară în 2 ore, Adriano. E nașpa rău dacă... Ce virus, dragă? Dragă, a venit un virus acum din Africa. Nu știu de unde n-ai venit, de până preajma, că nici nouă nu ne-a zis prea multe. Știi cum te halește în timp record, nu te scapă nici dracu. Hai, lasă, în timp record? Da, noi nu suntem în pericol. Atacă numai bătrânetul. Tot ce e trecut de 70, mai ales babele. Babele? Da, dragă, pe moși nu-i atacă. Dar pe babele astea, cum le prinde, cum le rade. Cum le prinde, cum le rade, domnule. Nu știu. O prigoană, mămica. Lasă, dragă, mămica, că n-am eu norocul să o ia pe maică ta. Ia zi mai bine ce trebuie să facem. Păi ce să facem, dragă? O să-i punem o pernă pe ochi și să scăpăm cu ea înainte să o pape virusul. Hai, prigoană, terminată cu prostiile astea. Zici ce trebuie să facem ca să nu afecteze pe mămica virusul ăsta? Dragă, virusul ăsta atacă numai corzile vocale. Așa? De-aia le halește numai pe babe, că babele vorbesc mult. Da, deci trebuie să o facem pe... Deci maica nu are voie să vorbească o lună până nu trece epidemia asta. Altfel, caput. Mămică? Ce faci, mamă? T-ai tras cu urechea. Mămică? Tu ai auzit ceva din ce am vorbit noi? Țânțarii ucigași au năvălit însetați de sânge deasupra capitalei. Bucureștenii nu au însă niciun motiv de îngrijorare. Nu li se poate întâmpla nimic atâta timp cât primarul Oprescu veghează și e dispus să se ia personal la trântă cu adversarul. Electrompele alea și bacuiele, mă! Unde sunt, mă, că mă, băi, Mihaela? Cocuța! Băi, Cocuța, tu ai ochelari pe nas. Unde sunt, mă? Vezi vreunul? Ai văzut vreunul? Nu văd niciunul, Sorine! Nu văd niciunul, dar-i simt! Sunt aici, ne privesc! Aici să ne privesc, mă, vă mor, mă, vă. Băi, termin, îi fac pilaf, auzi, pilaf îi fac. Băi, Sorine, bă, nu era mai simplu să dăm cu niște substanțe? Ce substanțe? Păi vreau să-i omor personal! Să-i distrug, vreau să mă uit așa în ochii lor
ci să le iau viața. Uite așa, să-i strivesc cu sfârșiu! Cu dinții am să-i sfârșiu! Bă, țânțarule, bă, tușile, sunt eu, băi, sunt opresul meu, sunt primarul capitalei, bă, că dacă-ți dau una acum, praf, te fa, bă, îți praf, bă, tu-ți bagi-o de primarul capitalei, băi. Sorin. Băi, mor, bă, țânțarule, că opresul nu e frică de tine, lui opresul, Sorin. Nu e frică. Sorine! Da. Nu e niciun țânțar acolo. A, nu e? Nu, nu e. Bine, dacă nu e, atunci asta e. Hai, bă, Sorine, bă, hai, bă, cât o să mai alergăm, așa, mă dor picioarele, nu mai pot, de 4 ore alergăm. Mihaela? Cocuța! Băi, Cocuța! Băi, Mihaela! Cocuța! M-ai tâmpit de tot! Tu nu înțelegi că suntem în slujba bucureșteanului, nu ne permitem, bă, să obosim! E, nu ne permitem, ne permitem! M-am plictisit, gata, eu plec, Sorine! Băi, Mihaela! Cocuța! Bă, Cocuța, fii atent aici la mine, că dacă mă enervez, te restructurez! Bă, te restructurez, dar nu te vezi, fii atent aici! Bă, tu nu înțelegi că stăm aici să-i omorâm pe toți? Te distrugem pe toți? Vreau să-i omorâm pe toți, praf, îi fac! Pe toți! Pe toți! Unde sunteți, mă? Unde sunteți, mă, nenorociților? Ieșiți afară, mă, să ne batem! Bă, ieșiți să ne batem, bărbătește, mă, dacă aveți curaj! Băi, băi, în pliciuri să ne pliciuim sau în șosete să ne mirosim, hai? Sorine, băi, Sorine! Păi să-i n-ai, mă, să mergem acasă, mă. Eu cred că nici nu există, mă, țânțarii ăștia. Mă, crezi că au fugit așa, s-au speriat de mine, nu? Păi da, că ești dur, ești rău când vrei. A fost frică de mine, așa, s-au speriat, ce să... A, bă, să mergem. Bă, tu auzi? Olo. Nu mișca, nu respira! E pe tine! Aela! Cocuța! Aela! Cocuța! Aela! Cocuța! Sorine! Bă, Mihaela! Cocuța! Lasă-mă că m-ai nemurit! Mama era drag! Nu poți avea un hit fără să ai un videoclip pe măsură. Așa că prietenul nostru Connector s-a decis să apeleze pentru următorul lui single la Iulian Moga, nimeni altul decât cel mai în vogă regizor de videoclipuri din România și adevăratul frate al genialului Marius Moga. Hai, pa! Ceau! Cine ești? Respect, man! Connector, man! Am vorbit la telefon să-mi faci videoclip, man! Aaa, tu ești jamaicanul ăla din Ferentari. Aha, stai două secunde. Da. A venit Mateo? Vii să intru. Hai, te pupa. Salut, manilor! Salut! Salut! Peace! Man, tu nu ești man cu mine, man, tu ești un imitator ieftin, man. Peace! Man, relaxation, man, chill out! Am venit aici să vorbesc de un videoclip, nu să vorbesc cu tine, man. Nu, man, eu am venit primul aici ca să vorbesc despre videoclip, man. Man, tu ești un fraier, man, care te-a adiți. Băi, jamaicanilor, faci, ia, stai jos acolo, luați și voi puțin aer în piept, relaxați-vă, pentru că vă fac videoclip la amândoi. Dar pentru că se mănați ca două boabe de cafea, v-am chemat pe amândoi aici să avem o discuție, ca să nu vorbesc de două ori același lucru, da? Pentru că sunt un om ocupat. Man, eu nu vreau să vorbesc despre videoclipul meu în prezența individului ăstuia, man. Tu nu înțelegi că eu sunt un om ocupat? Eu sunt adevăratul frate al lui Marius Moga, care e un geniu recunoscut muzical. Și avem același fond genetic. Tu nu înțelegi că eu am un fond genetic de geniu? Tu știi cu cine am vorbit eu mai devreme la telefon? Nu, man, nu știu. Cu Scorsese. Cu Martin, man? Nu, cu Mircea. Ăsta e un cumnat de-al unui frate de-al lui Martin, da? Care are același fond genetic de geniu. Chestia e că eu mă învârt în cercuri genetice de geniu, da? Secretara mea este o sora unei sosii de-a lui Michael Jackson. Oh, man. Man. Tu-ți dai seama cine sunt eu? Ce scuze, man, n-am știut ce persoană importantă ești, man. I pardon you. Zic cu videoclipul ăsta, hai că n-am timp. Deci, man, totul începe într-o mașină decapotabilă, man. Conduc la volan, man. Mă bate soarele în ochelari, man. Și la un moment dat frânez brusc, man, între doi palmieri. Stai puțin, stai să scriu. Deci, doi... Palmier, man, da. Man, la mine vreau să fie exact la fel, man, numai că la mine o să fie patru palmieri și doi sori. Știi, ca stai, să fie stai, mai, stai, lumina stai, mai puternică, man. Deci, patru palmieri, da? Și doi sori, man, să am lumina puternică, man. Ok, doi man, ăsta îmi fură ideile pe față, man! Man, eu am senzația că tu ești puțin cam invidios, man, și ești cam fraier, man. Stai puțin. Nu mai fi gelos, man. Mateo, stai. Peace. Conectar, să știi că are dreptate, Mateo. Eu, în calitate de artist, aș vrea să-ți dau un sfat.
Nu mai fi invidios pe alți artiști care au idei mai bune și care sunt mai creativi și mai inventivi ca tine, okay? Man, eu nu sunt invidios, man, dar omul ăsta îmi fură ideile pe față, man. Conectar. Lași fițele și zic cu videoclipul, hai. Da, man. Deci, din spatele la palmier, man, apar patru gagici bronzate, bine, man, care dansează în jurul meu, nebunește, man, cu flăcări, man, spectaculos, man, după care se schimbă cadrul, man, și sunt eu călare pe un armăsar alb, man. Man, la mine vreau să fie exact la fel, numai că eu sunt călare pe un unicorn alb, man. Stai de puțin. Deci, Conectar are un cal banal, așa, și Mateo un unicorn alb, da? Unicorn alb, man. Ok. Man, mă scoate din sărită, man! Mă scoate din sărită, îmi fură ideile, man, pe față, nu se poate așa ceva, man! Man, dar nu mai fi așa nervos, man, chill out, relaxation, man! Stai, ai zis tu ceva de un unicorn, man? Uite, chestia asta, da, are dreptate, Mateo, să știi, n-ai zis nimic de niciun animal mitologic, da? Și te rog frumos, energia asta negativă pe care o debordezi, pe care o eman Conectar, îmi întinează măiestozitatea pălăriuței mele de artist. Da? Conectat. Dacă mai ai vreo idee de acum încolo, vreau să spui relaxat și calm, așa ca mine, ok? Peace. Că n-avem timp. Hai, sorry, bagă. Zi. Deci continuăm felul următor, man. Zi. Sunt pe un ski jet prin valuri, man. Iese un rechin imens, man. Sur peste rechin, man. Și zbură în aer la 360 de grade, man. Și cânt refrenul imens, man. Să fie imens. La mine vreau să fie exact la fel, la puțin diferit, man. Pentru că eu sunt pe ski jet, man. Și la un moment dat vine o balenă, man, mare. Iar eu sac cu ski jetul peste balenă. Și în aer cânt refrenul împreună cu balena, man. Man, mă scoate din sărite individul ăsta, man. Mă copiază toate cum să fiu relaxation în condițiile astea. Chill out, man. Dar chill out că ți se sparge o venă la gât, man. Băi, și mai... se desplătește. Băi. Codițele, man! Băi, jamaicanilor falși! Ia stați jos, man! Stați jos, relaxați-vă, hai! Peace, man! Sorry, man! Conectar! Aici suntem profesioniști, ok? Vreau să te comporți ca un profesionist. Nimeni nu-ți fură nimic! Se cheamă pur și simplu adaptare și îmbunătățire, da? Fratele meu Moga, care e cel mai mare geniu muzical din lumea asta, da? Recunoscut, face același lucru și merge binunat. Hai! Deci eu sunt mai adaptat și mai îmbunătățit ca tine, man, ok? Peace, man, peace! Peace. Deci, man, zi. Spre final. Așa. Pentru că vreau să show respect to my generation, man, and to my gypsy nation, man, am să fac exact așa, man. Iar eu, man, vreau să arăt eu respect, man, pentru că e important, man. Man, imitation ieftin, man. N-are pic de talentation, man, n-are inspiration, man, e un Xerox view, man! Go die, man! Please, man, hai, die, man! Die, man! Ești tristele, mamă, frate! Alță cu cupa! Oh, ce face gazelele mele, căprioarele! Căprioara? De obicei hoinărește, dar acum... odinește! A ce mai zice strada? Care mă e bârfa? Ce mai zice mondanitatea, a? Dar nu servești tu ceva? Un cârnaț, un cartof, o pizza, un mușchiuleț? Da, parcă aș ciuguli așa ceva, că n-am mai ciugulit de oră. Știi că dacă nu ciugulesc, îți scade așa, aia mică. Glicemia? Aia e. Ridică. Ridică, dar ridică. Dar de ce ne-am adunat noi aici? Sora mea, ca să fim și noi în comuniune cu natura, înțelegi? Ca să... Știi cum e că halești o gură de aer proaspăt? Da, balonezi! Așa, ca ființă umană. Aveți și întâlnire cu antrenorul? Da. Antrenor? Da. Ce antrenor? Bă, sora mea, tu nu-mi aduci aminte nimic? Exagerez. Nu știi că sare, nu exagerez, sora mea, ne-am făcut echipa de fotbal. Păi de ce? Ia uite-mă. Păi n-am zis, bă, că nu suntem și noi ca toate proastele alea. Nu vrem să fim ca ele, să mergem la aerobic? Că ne trebuie altceva. Ne trebuie un sport mai intelectual. Al mintei, sora mea! Al minții. Exact cum zici tu. Da! Mă rog! Ia uite-mă că vine antrenorul. Ia. Ia, pițurcă! Mamă, băiatule, ce mai zice strada? Care mai e faza? Care mai e pasa? Să rămână, când zic, dar nu sunt piții, eu sunt altcineva. Când zic, sunt Gica Agi. Uitați, vedeți aici, când zic.
Hagi, mă rog. Dar te servim cu ceva? Ah, nu, mulțumesc. Că zic, nu. Un sandwich, o prăjitură? Nu, nu, să rămână acolo. Două sandwich, două prăjituri? Nu, nu, mersi, că zic. Trei sandwich-uri, trei prăjituri. Nu, stai, nu că eu m-am, deci mai devreme, că zic, am, nu, mulțumesc. Când doriți să începem? Ce să începem? Păi, când zic, antrenamentul. Ce antrenament, fratele? Când zic, antrenamentul de fotbal pentru care m-ați angajat aici, că zic, nu? De ce am venit? Păi, bă, sărăcie! Cum vrei tu, bă, băiatul meu să încep tu antrenament cu noi când tu ești slab de caz pe spate, bă, băiatul bă, bă, tu vezi? Întâi mănânci ceva și după aia poate ne antrenăm. Nimic pe stomacul gol, bă, băiatul. Păi dai două, trei pase pe acilea și leșim, vine cu ambulanța, te coleg cu fenseta de pe jos. Bă, băiatul meu, să vezi ceva. Ai un loc aici la uite port. Aici, un cârnaț, un mic. O, tu, haide, ia niște! Să nu ai nimic de muncă și să trebuiască să te uiți la ceas tot timpul, doar o trece și ziua de azi. Ce viață pot avea unii? Fă-te așa în forul tău interior acolo. Fată, fată, dacă zic, fată, promis, fată, să nu ții, să nu faci rupe aici, fată, să chemi ăștia poliția sau salvarea. Oh, fată, că promit, fată, promisiune, promisiune, de trei ori promisiune. Dar știi, fată, că nu mai pe fata la curiozitate. Fată, fata, nu țip, fata, vorbește mai încet, poftim, când mai văzut pe mine că țip. Fata, ești promis, da? Da, fata, promis. Fata, ai un iubit nou? Fata, ți-ai luat sandale, pantofi, ai fost la solar? Dar zic, fata, fata, că mai pune curiozitate. Hai de fata, că zic, o. Fata, fata, cred că-mi doresc, de fapt, cred că visez, dar vreau. Fata, vreau să găsesc unul de muncă. Fata! Da, fata, ce ai? Nu mai țipa. Ce nebună, fugi fata cu cercul dus întors, fata, ești nebună la cap. Nu, cum fata să-ți găsești un loc de muncă, fata? Dar ce are fata? Tu ce-am fata? Du-te, fata, cu cercul dus întors, fata. Nu mă duc, fata, nicăieri, eu aici rămân. Ce are? Ce-am zis? Trebuie să... Ce vrea fata să te faci, fata? Nu știu, fata, că asta mă chinui și oftez și caz, că necesită efort la creier. Fata... Fata, știi ce mi-ar plăcea mie, fata, să ți faci tu? Doctoriță, fata. Fata, faci injecții, fata, faci operații pe creier, fata. Da, fata, da, da, ce da, drăguț ar fi, fata. Fata, dar cum se fac operațiile pe creier? Păi nu știu, fata, că tu ești doctorița, nu eu. Fata, dar cum ajung eu la creier? Nu știu, fata. Păi unde e creierul? Nu știu, fata. Fata, și dacă n-ajung la creier, nu pot să mă fac doctoriță. Vezi, fata, trebuie să găsesc altceva, nu se da, poate. Da, chiar, fata, fă-te, fata, altceva, fata. Da, chiar, fata, să mă fac altceva, fata, dar normal. Dar o, ce? Ce-ți place ție, fata, așa să faci în general? Nu știu, fata, așa... Uite, exemplu mie, îmi place să mă plimb cu avionul. Păi, fata, fata, pilot, fata. Că mai îmi place să mai citești și horoscopul. Și cu zodii, și cu planete. Da. Fata, fata, știu, fata. Fata, fata, astronaut, fata. Auzi, fata, dar ce fac astronauții? Zboară prin cosmos, fata. A, nu, cosmos nu-mi place, nu. De ce, fata? Nu, fata, nu cunosc pe nimeni în cosmos. A, ai dreptate, fata, așa e. Ce mă fac? Auzi, fata, întrebare, permiți? Permit. Fata, cum ți-a venit, fata, ție de asta? Cum ți-a bubuit așa ție mintea cu chestia asta cu locul de muncă? Fata, e în tendințe cumva? Adică se poartă sezonul ăsta sau cum? Fata, tu uneori, fata, mă șochezi. Fata, așa niște gap-uri de-astea de inteligență. Fata, mă dai pe spate, dracu, o feină. Normal, fata, că e un must-have al sezonului. Fata, cum crezi că îmi dai mie ideea? Fata, e un must-have? Normal. Fata, stop. Stop. Fata, în momentul ăsta avem o problemă, fata. Avem o problemă? Fata, trebuie să-mi găsesc și eu, fata, un loc de muncă, fata. Dar ce? Știu, fata. Fata, trebuie să găsim mai repede, fata. Da, fata, trebuie să găsim. Dar uite că nu-mi vine nimic acum în cap, fata. Fata, ieșim, fata, din tendințe. Stop. Fata, kelner. Vine, fata, puțin. Da, vă rog. Fata, nu cumva din întâmplare ai cumva un loc liber de muncă? Ba da. Avem nevoie de cineva care să curețe cartofi.
Dacă vă interesează, puteți începe chiar acum. Urmați-mă, vă rog. Da. Am uitat text. Dragă, nu sunt interesant. Mai ești? Chestia e că eu mă învârt în cercuri de geniu genetice. Chestia e că eu mă învârt în cercuri cu fonduri genetice de... Ce faci, păpuță? Păpuțăl. Băi, Mihaela! Cocuța! Măi, fata, că banii nu se demodează niciodată, fata! Unde-i fata? Fata, mă cheamă Rudy! Bună, fata, ce faci? Cheamă Rudy!